Drumul european 58 a fost blocat ieri din cauza unui accident de circulație care a avut loc pe raza localității Ilba. Șoferul unui tir care venea de la Praga a dormit la volan, a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un stâlp de electricitate. Șoferul tirului cu numere de Slovacia venea de la Praga și se îndrepta spre Baia Mare. În zona podului din centrul localității Ilba, șoferul a adormit la volan, a ieșit de pe carosabil și a intrat într-un stâlp de electricitate, rupând firele care alimentează localitatea. Cabina tirului a fost distrusă, însă din fericire șoferul a scăpat nevătămat. O echipă de la electrică a sosit la fața locului și a întrerupt curentul electric câteva zeci de minute. De asemenea, circulația în zona a fost îngreunată, fiind nevoie de intervenția polițiștilor rutieri. Polițiștii au demarat o anchetă în acest caz. În localitatea Ilba, pe drumul european 59 a avut loc un accident rutier. A provocat mai multe daune materiale. Urmează să efectua cercetări pentru a se stabili cauzele în care s-a produs acest accident, a declarat Vasile Chiș din cadrul poliției Cicârlău pentru emaramureș.ro.